dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt. Suntem într-o situație specială, am venit la domiciliul unui câine, da, unor oameni care au un câine, un giant, o să vedeți, e vorba de un alabai, ciobănesc de Asia Centrală, și o luăm de la zero barat. De ce? Rămâne să vedeți. Vorba de un câine care nu știe să meargă nici în lesă, nu vrea să iasă afară din curte, ceea ce ne lasă pe noi un pic descoperiți, pentru că în curte este destul de ofensiv, destul de teritorial și destul de amenințător față de oamenii străini. Deci eu nu mă pot apropia de el, stăpânul lui nu are prea multe date despre cum să abordeze situația, așa că trebuie să ne adaptăm. O să vedeți cam ce reacție are și să vedem după aceea evoluția, dar astăzi este prima ședință. Haideți să vedem! Destul de bine, da. Bun, deblochează lesa foarte bine. Vedeți, are un pic de coamă pe el. Deci foarte bine se mișcă. Foarte bine. Lasă lesa să se mai strângă un pic, da? Sau lasă așa. Tu vino. Hai. Vino. Pur și simplu vino. Bravo, băiat. Bravo, lasă să strângă lesa. Da? O lasă să strângă. Foarte bine. Vino încoace. Am stabilit să începem cu lesa retractabilă, o să vedeți cât de importantă este ca să se poată replia câinele și să putem să abordăm câinele sau el să confrunte reținerea de lesă la distanță de noi pentru a nu ne asocia pe noi diferit. Haideți să vedem! Ia să vedem, deja e destul de bine. În ședința de evaluare am început abordarea cu lesa, se vede că se mișcă destul de bine, da? Vino și dă-mi lesa. Da? Bravo, băiat. Bravo, dă-mi, vino. Așa. O să țin eu lesa un pic. Îl țin pe loc nițel. Bravo. Bravo, băiat. Vedeți? Da? Stau aici în ușă pentru că mă bazez, ca să vedeți ce tărtipuri folosim, mă bazez pe faptul că nu vrea să iasă din curte, așa că dacă ar veni spre mine, mă retrag și el rămâne la o distanță apreciabilă. Vino încoace. O distanță apreciabilă de ușă, vedeți? Am ieșit dincolo de pragul ușii și el rămâne acolo. Astfel, putem aborda cățelul cu ceva recompensă. O să încep eu primul cu prima asociere, ca impactul să fie vis-a-vis de mine. E important, dragi prieteni, ia băiete. Ia. Bravo. Așa. Ia. Uite-o. Ha. Bravo. Deja acum a venit, data trecută la evaluare nu a venit, da? Hai, tu vino încoace. Bravo, băiete! Hai, vino încoace. Este foarte teamă să iasă dincolo de pragul acesta. Noi vrem să-l scoatem un pic în lume, să se miște, da? Dar pentru asta nu vrem să creăm traume vis-a-vis de mișcările în lesă. Așa că asociem cu recompensă treaba aceasta. Bravo, băiat, dă-i din codiță. Dă-i din codiță, dar nu vrei să ieși. Știu că ți-e un pic teamă. Ia uite-o. Păc. Foarte bine. Poți să vii. Dacă vrei, poți să vii, copilă. Da? Hai, poți să vii. Ia să te văd. Curajosul șef. Cel mai curajos. Deci am bucățică aici. Vreau să câștige metru cu metru. Dacă are încredere... Uite, vezi, deja este ezitant. Nu e nimic, dar mai micșorăm distanța și până la urmă o ia. Păi vine și o ia și pe următoarea, dacă tot s-a apropiat. Bravo, copil. Ușor, nu-i problemă. Se poate duce, se poate replia. Este foarte important să aibă posibilitatea asta. Înțelegi? Dacă aveam o lesă de un metru și voia să replieze și după aia lesa la reținea, se panica. Construim din nou. Am aruncat un pic mai încolo. Arunc un pic mai aici. El trebuie puțin câte puțin să devină și ceva mai insensibil la ce spune lesa asta, ce sunete scoate lănțișorul, cum îl încurcă la picioare, vedeți? Acolo nu voia să ducă și dacă tot s-a dus, uitați, vedeți? O mâncă și pe aia și pe următoare, uite. Da? Dar prinde curaj puțin câte puțin. Motivația cu mâncare este importantă în anumite condiții, dar credeți-mă, păcat că n-am filmat în ședința de evaluare, când am început și o abordare practică, el nu mișca dacă l-atingea sau simțea un pic de tensiune în lesa asta. Aici este un arc
care creează o tensiune în lesă. E, el, băiatul nostru, ce vârstă spuneai că are? 9 luni. Cum îl cheamă? Asad. Asad. Nu putea să suporte nici măcar tensiunea aceea, deci nici măcar după mâncare nu se ducea când o aruncam. Era mâncarea lângă el și nu se ducea. Era efectiv teamă de tensiunea asta în lăsa. Acum este o nouă dimensiune a exprimării lui, uite băiat. Bro, uite acolo. Vezi, a luat-o, a mai câștigat un pic de teren și un pic de curaj, da? Dar puțin câte puțin. Se poate replia dacă vrea, asta îl ajută enorm să se replieze de încodiță, e interesat. Da? Se poate duce, nu-i problemă. Vedem unde se duce. Ce vezi, mă, iubitule? Așa, tragem un pic de asta să se strângă. Da? Și vin. Vin o face. Bravo, băiat. Ia uite. Pac. Pac. E acolo. E acolo, da. Acolo. Bun. Bun. Este acolo. E niște recompensă. Și du-te într-o deplasare cu el încolo. Lasă să se strângă lăsa până la capăt și după aia ții de lanț. Da? Du-te. Te duci cu el așa. Și aruncă-i jos acum. Aruncă-i jos. Să vadă. Să vadă, dă-i drumul jos, exact. Astfel, el se așteaptă să o ia de jos de acolo și să nu te busculeze pe tine să-ți ia recompensa, da? Hai, vino cu el. Vii cu el, bravo. Așa, foarte bine, foarte bine. Vii mai niște recompensă. Așa mă, Asad, mă, așa mă, iubitule. Hai că începi ușor, ușor. Vezi cât s-a sedimentat de data trecută impresia lucrurilor pe care le-am făcut? De aceea era important să ne oprim într-un punct în care data trecută s-a apropiat din capătul, stătea în capătul curții, a ajuns să se apropie să mie recompensă. Bravo, ia, uite-te, te uiți atent, ia uite, păc, bravo mă, vitează, uite-te, ia să te văd cât de curajos ești. Opa, mamă cât te-ai apropiat mă copile, ia. Hai să-mi iau niște recompense de aici. Bravo, iubit. Uite, poți să vii aici dacă vrei. Da? Degeaba te uiți acolo că am aruncat în față aici. Uite. Vezi? E, acum, cu destul de multă nonșalanță, vine și ea. În situația în care este destul de nesigur și se pare că e distanța prea mare, arunc și mai aproape. Și creez așa o linie, un pod de recompense care dacă tot sunt acolo, el va veni și le culege pe fiecare. Vedeți? Trebuie să tolereze lanțul de care este un pic teamă și este foarte sensibil. Deci am pus întâi lanț pentru că poate avea tendința să pună gura pe lesă, să o bage la măsele, să o ronțăie și atunci nu n-ar avantaja să decupeze lesa dacă este din material. Și îl obișnuim cu lanțul pe el. Începe să tolereze lanțul pe lângă, după care îți pregătesc niște recompense, așa care să plece din mâna mea. Dragi prieteni, să știți că eu trebuie să-l fac pe acest câine să mă tolereze. Hai. Și să accepte primirea recompensei de la mine, să înceapă chiar să se bucure văzându-mă că apar. Bravo, băiat! Da? Ca să pot după aceea să transmit informațiile vis-a-vis de instruirea proprietarului acestui cățel în care câinele are încredere. N-are rost să pierdem timp să-l fac pe el să prindă încredere în mine. Poate doar să mă tolereze, da? La un dat o să mă și placă, credeți-mă. Dar deocamdată, ca să fim eficienți, ne folosim de încrederea pe care deja o are în stăpânul lui. Bun, iată recompensă, du-te în curte cu el, rupe din recompensa aia, da? Te duci și arunci ducându-te înainte, uite, vedeți cât se bucură la el? Bun, și arunci undeva jos, pune acolo pe ciment, bun, pleci mai departe pe ciment, sus acolo, îi dai din nou jos, fă în așa fel încât să nu calce peste bucla aia, da? Da. Bucla aia de lanț, bravo, foarte bine, vii aici afară. Îl lași pe el să rămână acolo dacă vrea, nu-i problemă. Bun. Te mai duci odată la fel. Ia uite-l că vine băiatul. Bravo, începe curaj, să-i spună cuvânt. Da? Te duci. După ce o să te duci acolo, la un dat desfaci lesa asta și ieși un pic afară, lăsăm să
să fiarbă în suc propriu și să se sedimenteze un pic impresia lui. Deci că asta în lungă? Da, dar după ce te duci încolo și okay. Dai o recompensă, da? Da? Și vii cu ea și ieși afară. După ce, așa. Te duci, el foarte încântat, deci asociază efectiv starea pe care o are și bucuria pe care o are că își primește o recompensă cu lesa care atârnă la gâtul lui și care îl... Da? Perfect. Te asigur că o vede. Da, recompensa, mai e una, ok? Mai am. Bun. Pune eu jos acolo. Așa. Desfă lesa între timp și vinul. Lasă-i lanțul pe jos. Și vii afară. Perfect. Așa. Și vin. Închizi ușa. Tocmai începem a doua repriză. L-am lăsat câteva minute să se sedimenteze în mintea lui impresiile pe care i le-am lăsat la prima revedere. Da? Am făcut asocieri cu recompensa și acum, în repriza a doua, după aceste câteva minute, vrem să vedem ce mișcă, cum mișcă și ce face. Da? Haideți să vedem. Ce faci, mă, iubit? Le dai din cotiță? Bravo! Eu mi-asociez și vocea cu apariția și cu perspectiva pe care o are că va primi o recompensă, da? Pentru că e important. Uite, băiat. Ia. Uite. Ia. Uite aici. Bravo, băiete. Bravo. Așa. Și te duci cum am spus, da? Da. Te duci acolo la... Du-te. Hai. Sus pe trepte, îl inviți, tu rămâi jos, îl inviți, îl momești cu mâncare să urce. Eu nu urc cu el. Nu. Okay. Arată-i recompensuța și pune-l să urce sus. Dacă e nevoie, te urci un pic cu el. Vezi că s-ar putea să-i... Așa. Bun, ai ales foarte bine. Și cu următoarea, urcă-te și tu un pic acolo. Și arată-i recompensuța. Bravo, atât și dă-i. Foarte bine. Mai arată-i una. Sus, până urcă cu labele. Arată-i deasupra lui. Așa, exact. Bravo. Eu l-aș jos acolo, pleci de lângă el și vin. Bravo, băiat, frumos, bravo. Așa, pleacă încolo. Mai ai recompense? Foarte puțin. Bun, nu-i nimic, du-te acolo pe ciment. Laudă-ți, băiatul, dă-i din mână o recompensă, din palmă. Deschide palma și lasă-l să-ți ia din palmă. Așa, și acum vii. Să-ți mai ai recompensă. Lasă-l să largă, foarte bine. Lași-l să largă. El vine, vezi să nu calce peste buclă, dacă tot s-a apropiat de tine, da? Da. Bun. Foarte bine. Bravo, băiete, bravo. Ești bun. Bravo, copil. Așa. Luăm de acolo recompensă, ne alimentăm. Gata. Și acum te duci iar la trepte și faci la fel. Las primele noțiuni în care îl învățăm pe un anumit punct și pe aia să-i pretindem să aștepte un pic acolo. Du-te. Bravo. Așa. Du-te cu el, vorbești cu el. Bravo. Așa, foarte bine. Te duci. Așa, chiar dacă îl tragi un pic, nu-i problema. Acum îi așezi acolo o recompensă. Bun. Perfect. Și acum când se întoarce la tine, îi dai din palmă o recompensă, da? Exact. Așa. Mai ai recompensă? Da. Bun. Hai. Du-te și urcă-l înapoi. Îl urc înapoi? Da, da. Hai, du-te. Reține-l de lesă și du-te. Foarte bine. Vreau să vină și la mine, considera că ar putea primi. Așa. Foarte bine. Deci reținerea de lesă i-a dat perspectiva recompensare. Coboară mâna și pune-i jos acolo, da? Exact. El urcă, ia, tu cobori, el e sus. Bravo. Îl reții un pic de lesă, reține-l un pic și acum du-te să-i arăți recompensa pe parte. Așa. Și du-te acolo. Nu, du-te tot la trepte. Tot la trepte? Da, da. Hai. Așa. Și pune-i acolo. Hai, bravo. Și pune-i acolo, da? Foarte bine. Îi pui jos acolo. După care... Scoți lesa de sub picioare sau lasă lesa lărguță, da? Și vinul. Nu, lasă lesa lărguță și vinul, nu-i problemă. Hai, lasă că scoate el piciorul de acolo dacă e la o, adică, da? Vinul. Nu, poți să lași lesa largă, fii atent. Așa. Poți să o blochezi din buton și lași pe jos. Așa. Și vin afară. Lasă-l, vin afară, nu-i problemă. Bravo, să lasă că se descurcă el. Ușor, da? Da. Își trage piciorul ăla de dincolo de lănțișor. Uite, de exemplu, pot să blochez așa, da? Ok, am blocat un pic așa, cât să stea pe jos. Iau de aici o recompensă și fac în felul următor. Când îi arunc acolo, el va călca dincolo de lanț, înțelegi? Și apoi lasă să se strângă. Ok? Uite, acum lasă să se strângă. Perfect. Și bravo, mă, băiete.
Bravo. Vrei? Vrei bun? Uite aici. Pac. I-am dat mai aproape să vedem. A văzut-o sau n-a văzut-o? Prea o vede. Se ia pe vizual. Bravo, copil. Ia uite ce băia bun. Și acum vino la trepte. Da? Ne folosim de decoruri să creăm legătura între ce face el și primirea recompensă. Laudă-l un pic, vorbește cu el, bravo băiat, îl încurajez. Vezi? S-ar putea să-i fie teamă de chestia aia. E posibil. Bun, așa că ai grijă pe unde te duci ca să nu îi creăm impresia asta. Așa. Hai. Coboară mâna către locul ăla de lângă zid, pune acolo și tu cobori aici. Hai. El stă sus și dai din palmă, acolo rămâi. Acolo rămâi, ca să nu coboare. Ok, nu-i nimic. Și ridică mâna sus ca să se ridice cu nasul după ea. Du-te acolo, du-te acolo. Ridică-i mâna sus ca să urce cu picioarele sus acolo. Da? Foarte bine. Și întoarce-l să se ducă să urce din nou. Hai. Bine. Hai. Atât? Nu. I-ai dat din palmă, nu? Da. Foarte bine. Acum cobori. Rămâi acolo. E. Mai ai recompensă? Da. Bun, uite-te, acum încearcă să-l faci să vină după mâna ta, să urce. Rețină-l de lăsă. Și l-am pornit. Rețină-l de lăsă un pic. Bună. Bun, laudă-ți băiatul. Bravo. Perfect. Bun, mai du-te o dată la trepte. Hai, te duci, te duci. Hai. Așa, laudă băiatul un pic. Hai. Foarte bine, lauzi mințel. Lasă-l pe el să urce și tu rămâi jos, te rog. Coboară acum. Atât, atât. Și dai recompensă. Asta era ideea, da? Îi dai de acolo. Exact. Mai ai, laudă un pic băiatul. Uite că el se bucură că a simțit că ai și prietena ta acolo. Bun, dai recompensă. Bun. Și acum vii cu el. Frumos. Bine. Vii cu el, bravo asta. Bravo. Dragi prieteni, ne-am oprit din ședință cu cel mai bun răspuns. Asta a fost ideea, să avem parte din spre Asad, ca așa îl cheamă, de cel mai bun răspuns. Cea mai bună impresie pe care el a avut-o în această ședință să fie în mintea lui ultima impresie. Această impresie se va sedimenta până la sfârșitul, până data viitoare când ne vom vedea și avem parte de un răspuns și mai bun data viitoare și construim, începem să folosim din ce în ce mai mult lesa și zgarda pentru ghidaj. Sunt Cătălin Cornea, să ne vedem cu bine, dragi prieteni. Este un studiu de caz pe care merită să-l urmăriți. Un câine de o asemenea dimensiune nu poate fi forțat să facă lucruri, da? Atâta timp cât nu ai construit o relație de încredere, atâta timp cât el nu cunoaște mijloacele de control și de ghidaj și în consecință începem cu acest tip de început, obișnuirea cu lesa și zgarda prin asocieri pozitive cu recompensă. Da? După aceea, tensiunea în zgardă va însemna perspectiva recompensării și se va lăsa ghidat în loc să se lupte, că aceasta este și ea o alternativă, să lupte împotriva lesei, să se zbată, să muște cu dinții de lesă sau eventual să ne pună pe burtă sau să ne busculeze pentru că nu vrea să se lase controlat. Nu. Îl obișnuim corect cu lesa zgarda și creăm perspective pozitive vis-a-vis de ghidajul cu acestea. Și apoi începe construcția propriu-zisă a comenzilor de bază din cadrul dresajului de companie de disciplină. La revedere!